Salut, prieteni, din nou Ilie, bine ați venit la un nou clip de-al meu. În acest clip vom vorbi de moduri de preparare a ochiurilor de ouă. Avem aici ouă de găină. Primul mod de preparare va fi acela în care vom face ochiuri de ouă, fără ulei, fără unt, fără nimic, doar pur și simplu le punem în tigaie. Aici avem tigaia pusă la încălzit. Fără nimic în ea, este o tigaie de la tefal, deci, bineînțeles, ochiurile de ouă nu se vor prinde de tigaie. Ăsta este cel mai sănătos mod de a face ochiuri de ouă fără grăsimi, fără colesterol. Am pus ochiul de ou în tigaie, lăsăm la foc mediu până vedem că albușul s-a întărit, nu prea mult ca să se ardă. Pentru cei care vor să fie moale, pur și simplu îl mai întorc și îl mai lasă 10 secunde. Iar cei care vor tare, mai lasă undeva la 30 de secunde pe cealaltă parte. Dragilor, ochiul nostru este gata, ochiul de ou, fără ulei, fără unt, fără nimic, pur și simplu la tigaie. Hai să vă arăt cum arată și pe partea aceasta lantă. Eu l-am făcut undeva nici moale, nici tare, așa îmi place mediu. Sper să faceți și voi acest mod de preparare. Astăzi filmez singur, deci va fi mai greu, dar sper să vă placă. Ochi de ou 100% sănătos, fără grăsimi. Pentru cei care doresc acest mod de preparare a ochiului de ou. A doilea mod de preparare este cu ulei de floarea soarelui. Eu am ales un ulei pe care l-am considerat eu care este mai ok. Cei care aveți ulei făcut de casă, folosiți de el că e foarte bun. Eu am luat de la bunica de pe sobă, un de lemn de la bunica și o să facem ochiuri de ou în ulei. Am pus uleiul la încins, după cum puteți vedea, nu s-a prins de tigaie, deoarece e așa cum a început tigaia încât să nu se prindă mâncarea de ea. Așteptăm să se încălzească uleiul și punem oul pentru preparare. Am pus oul la prăjit, uleiul este încins. Așteptăm undeva la un minut pe această parte și mai câteva secunde pe cealaltă pentru a-l face moale. Sau dacă îl doriți un pic mai tare, lăsați undeva la 30 de secunde. Acesta este ochiul de ou făcut în ulei. L-am pus pe o felie de pâine și bineînțeles l-am făcut un pic mai moale cum îmi place mie. Vă doresc poftă bună! A treia metodă de a face ochiuri de ouă este în apă fiartă, clocotită. Pur și simplu luăm un ou, îl punem în apă, așteptăm câteva secunde și e gata ochiul de ou. Cam așa arată ochiul de ou făcut la aburi. Pur și simplu ceva foarte, foarte delicios. Puteți să-l lăsați mai mult să se facă mai tare, puteți să-l lăsați până la seara și l-a făcut moale. Merge foarte bine cu mămăligă sau cu pâine proaspătă, cu niște roșii, cu niște brânză sărată de oaie. Eu vă doresc poftă bună, sper că v-a plăcut ceea ce am făcut, vă doresc încă o dată numai bine, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și un share. La revedere!